Bună ziua! În cadrul lecțiilor noastre recapitulative, azi vom vorbi despre rapoarte și proporții. Resursa este pentru clasa 6 la disciplina matematică. Mă numesc Pellegrini Lilla și mă bucur să lucrăm azi împreună. Pe această imagine, observați de fapt raportul de aur, care apare foarte frecvent în artă. Primul lucru despre care noi vom discuta ar fi niște elemente teoretice, ce înțelegem printr-un raport și ce înțelegem printr-o proporție, ca să putem să rezolvăm foarte ușor problema care urmează. Ceea ce o să vă rog să faceți este ca aceste perechi pe care le vedeți pe partea asta să încercați să le grupați în funcție de valoarea raportului lor. După ce le-ați grupat, să și scrieți două proporții cu ajutorul acestor rapoarte. Sper că ați terminat. Deci avem 3 metri și 60 de decimetri, care îi 30 de decimetri și 60 de decimetri. Avem 15 pe 20, care e 3 pe 4, sau jumătate de minut, care e 30 de secunde pe 40 de secunde. Avem o jumătate de oră și 2 ore, sau avem unghiurile de 20 de grade, 10 minute și 4840 de minute. Sau putem avea raportul 6 fete la 18 băieți sau 40/120. Pentru fiecare putem să scriem cât este valoarea raportului. Observăm, la fiecare categorie au fost câte două perechi. Ca să scriem o proporție, calculăm cele două rapoarte, observăm că ambele rapoarte ne-au dat 3 pe 4, deci atunci putem să scriem proporția 15 pe 20 egal 30 pe 40, pentru că cele două rapoarte se vede că au aceeași valoare. Sau, jumătate de ore supra 2 ore, dacă amplificăm, e 5 pe 20, adică 1 pe 4, sau 20 de grade și 10 minute, dacă transformăm gradele în minute și minutele se simplifică, observăm că ne dă tot 1 pe 4. Deci, iarăși, am găsit două rapoarte cu aceeași valoare, adică putem să scriem proporția. În a doua secțiune, problema pe care o propun este legat de valoarea unui raport, aici asta am folosit și în problema precedentă, și ce înțelegem prin raport procentual, pentru că și procentele sunt tot niște rapoarte, dar rapoarte care arată sub forma P pe 100. Vorbim despre raportul dintre venitul actual net a unui arhitect și a unui bancher, care este de 0,8. Luna viitoare, salariul arhitectului va crește cu 10%, dar salariul bancherului va crește cu 20%. Întrebarea este cât va fi raportul veniturilor lor din luna următoare. Pentru a rezolva problema, facem notațiile de rigoare, notăm venitul actual net al arhitectului cu A și al bancherului cu B. Știm că raportul veniturilor actuale e 0,8, adică scriem raportul și știm că valoarea raportului e 0,8 și de aici îl exprimăm pe A. Calculăm cât vor câștiga cei doi luna viitoare, adică cât va fi venitul net al arhitectului și al bancherului, deci la arhitect am adăugat acel 10% din salar, și la bancher am adăugat acel 20% din salar și ne-a dat 120%.
Și facem raportul și observăm că raportul a devenit mai mic. Deci salariul arhitectului va fi doar 0,73 în perioadă din salariul bancherului. Tot o altă problemă care tot de rapoarte se leagă, raportul dintre prețul unui bilet la clasa 1 și clasa 2 este 1,5. Desigur, vorbim de bilete care sunt cumpărate pentru aceeași distanță. Raportul dintre numărul pasagerilor care călătoresc la clasa 1 și la clasa 2 este 1:30. Dacă în total de la călătorii de la ambele clase s-au încasat 4200 lei, care este suma de bani încasată de la călătorii de clasa 1? Nu știm datele, deci prima dată prețul unui bilet la clasa 1 anotăm cu X, prețul unui bilet la clasa 2 anotăm cu Y. Desigur, ce nu mai știm? Nu știm numărul de pasageri. Deci nu știm câți pasageri călătoresc la clasa 1, anotăm cu N, și nu știm câți pasageri călătoresc la clasa 2, anotăm cu M. Dar atunci suma încasată de la clasa 1 e N ori X și suma încasată de la clasa 2 este M ori Y. Totalul încasat e 4200 lei. Să vedem mai departe. Mi se dă că raportul dintre prețul biletelor e 1,5. Adică X supra Y e 1,5 și de aici pot să-l exprim și pe X sau pot să-l exprim și pe Y. O să avem nevoie de ambele exprimări pentru rezolvarea problemei. Tot la fel mi se dă și raportul dintre numărul pasagerilor, adică N supra M e 1:30, de unde-l exprim pe M. Și acum am scriu că totalul, suma de bani totală e 4200, adică adun banii încasați de la clasa 1 și clasa 2 și egalez cu 4200, fac înlocuirile de rigoare, deci pe X îl înlocuiesc și pe M îl înlocuiesc și observ că obțin o ecuație unde necunoscuta e N ori Y. Dar noi nu N ori Y vrem să aflăm, ci dacă ne uităm, noi vrem să aflăm N ori X, că asta este suma încasată de la clasa 1. Deci atunci, în această ecuație, pe Y îl înlocuiesc cu ceea ce am obținut aici sus. Și acum o să aflu N ori X. Desigur, trec fiecare factor pe partea cealaltă ca împărțire, adică înmulțire cu invers. Făcând aceste calcule, obținem N ori X egal 200, adică suma de bani încasată la clasa 1 este 200 de lei. A treia idee despre care vreau să discutăm, îi mărim direct proporționale și mărim invers proporționale. Dacă vorbim de mărimi direct proporționale, când una din mărimi crește de N ori, atunci și cealaltă mărime crește de același număr de ori. La mărimi invers proporționale este exact invers. Dacă una din mărimi crește de N ori, cealaltă mărime descrește sau scade de tot atâtea ori. Și aici avem o problemă cu numere invers proporționale. Datele problemei este că produsul celor trei numere e 72. Mi se dă că numerele sunt invers proporționale cu 2, 3 și 4. Și mi se cere media aritmetică a celor trei numere. Păi prima dată ne folosim de informația că numerele sunt invers proporționale cu 2, 3 și 4, adică putem să formăm un șir de produse egale, A ori 2 egal B ori 3 egal C ori 4 și îl notăm cu P, de la produs. Având această relație, din aceste produse egale, putem să-l scoatem și pe A, și pe B, și pe C. Deci A ne dă P supra 2, B-ul P supra 3 și C-ul P supra 4. În acest moment putem înlocui în produs,
A ori B ori C e 72. Înlocuim cele trei numere exprimate cu ajutorul lui P și îl calculăm pe P la 3-a. Dar ca să nu facem această înmulțire, observați că pe P la 3-a încerc să-l scriu ca o putere, ceva tot la 3-a, și astfel aflu că P este 12. Și din moment ce l-am aflat pe P că e 12, pot foarte ușor, înlocuind aici, să-l calculez pe A, B și C. Ne dă 6, 4 și 3 și putem atunci să aflăm soluția. Media aritmetică a lui 6, 4 și 3 este 4,3 în perioadă. Următoarea problemă se referă tot la mărimi direct proporționale, dar de fapt este regula de 3 simplă aplicată de două ori. Regula de 3 simplă de fapt este o metodă matematică care ne ajută să calculăm o necunoscută când se cunosc 3 numere. Se aplică atât la mărimi direct proporționale cât și la mărimi invers proporționale. Întrebarea e: dacă 3 găini în 3 zile fac 3 ouă, 6 găini în 6 zile, câte ouă fac? Deci, ne concentrăm doar la informația că 3 găini fac 3 ouă. Atunci, 6 găini vor face 6 ouă, dar tot în perioada respectivă de 3 zile. Acum, ne concentrăm că avem deja 6 găini, și ne uităm doar la partea aia. În 3 zile se fac 6 ouă, atunci în 6 zile se vor face 12 ouă. Oare de ce? Păi avem mărimi direct proporționale, adică dacă crește numărul de găini, crește și numărul de ouă, să vedem de câte ori a crescut. Păi numărul de găini a crescut de 2 ori, deci și numărul de ouă a crescut de 2 ori. Și în a doua idee, tot mărim direct proporționale avem, dacă crește numărul de zile, normal că crește și numărul de ouă. Și în mod surprinzător, tot de 2 ori a crescut. Adică, pur și simplu, cele 6 găini în 6 zile nu 6 ouă fac, cum am fi tentat să spunem, ci fac 3 ori 2 ori 2, deci de 2 ori am înmulțit cu 2, adică 12 ori. Am aplicat regula de 3 simplă de 2 ori. Aici prima dată și aici a doua oară. Vă mulțumesc și să ne vedem la o altă resursă. La revedere!